Un bust al lui Mihai Eminescu, realizat de artistul plastic Radu Adrian, a fost dezvelit la Curtea de Argeș în fața Centrului de Cultură și Arte, la doar o zi după data la care românii comemorează trecerea în neființă a marelui poet național. Inițiativa a aparținut Asociației Culturale Curtea de Argeș, punerea în practică a acesteia fiind posibilă cu sprijinul mai multor sponsori. Sunt câteodată oprit și întrebat când se mai naște un Michelangelo și mi se pune întrebarea, parcă bătând din picior, că m-a prins cu o caua mică. Și le-am răspuns simplu, avem foarte mulți. Ceremonia dezvelirii bustului lui Eminescu a fost parte a evenimentelor incluse în ediția 2018 a zilei revistei Curtea de Argeș, care a început cu o slujbă oficiată de înalt preasfinția sa, Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușelului. Monumentul nemuritorului Mihai Eminescu, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Manifestările dedicate poetului național au continuat în sala de spectacole a Centrului de Cultură și Arte. Aici, participanții au avut parte de momente artistice de înaltă ținută, precum recitarea unor poeme eminesciene și muzica de excepție a corului Orfeu. De departe, cel mai așteptat moment în sala de spectacole a Centrului de Cultură și Arte a fost recitalul cunoscutei soprane Cristina Marta Sandu. Solista Operei Naționale din București, originară din Curtea de Argeș, a susținut un concert de excepție, fiind acompaniată de la fel de cunoscuta pianistă Ioana Maria Lupașcu. La evenimentul de sâmbătă au participat foarte mulți invitați din toată țara, personalități locale și județene, dar și iubitori de cultură din orașul Regal.